Adio caise și piersici românești pe tarabele din piețele giurgiuvene. Din cauza ninsorilor viscolite din ultimele zile, pomii fructiferi vor avea serios de suferit. Mai exact, fie le vor fi compromise recoltele, fie vor scătea semnificativ. Putem înregistra pierderi la pomii fructiferi și în special la caișii de care au soiuri timpurii, care deja i-au găsit în starea de înflorire. Se mai poate înregistra pierderi și la piersic, care și piersicul este mai sensibil la aceste temperaturi scăzute. Zăpada mieilor, venită după aproximativ 2 săptămâni de vreme caldă, este, se pare, de bun augur doar pentru culturile înființate toamna trecută, care nu vor avea de suferit. Culturile înființate în toamna anului 2012 nu prezintă un risc de a avea pierderi din cauza acestor temperaturi scăzute sau din cauza căderilor de zăpadă târzii de la sfârșitul acestui martie, deci culturile de grâu, orz, rapiță. Noi avem semănate deja culturi de primăvară ca ovăz, mazăre, lucernă, dar sunt mai rezistente la temperaturile scăzute în această perioadă și nici aici nu considerăm că ar fi pierderi. Pierderi vor înregistra și legumicultorii, ale căror sere au avut de suferit în urma vântului puternic.